Mă bucur că s-a făcut acest training pe violență și vă dați seama că bucuria mea este dublă pentru că coordonez un compartiment în care ar trebui să ajungă toate cazurile de violență de la nivelul județului. Noi dorim să ajutăm, noi dorim să eliminăm mituri și prejudecăți privind violența, dorim ca femeia să fie acea femeie liberă și care să se poată înțelege prin vorbă cu soțul ei, copiii să nu crească într-un mediu abuziv și într-un final toată lumea să fie mulțumită. De fapt, scoatem tot mama și copiii care sunt victime a violenței din familie, iar agresorul rămâne în familie. Un alt statut al victimei violenței în instanță, o altă reacție a organelor represive, să spunem poliție, judecător, tribunal, în care aceste cazuri să se rezolve chiar în regim de urgență și poate că agresorul să fie sancționat sau obligat măcar să participe la niște ședințe de consiliere sau dacă nu se facă muncă în folosul comunității, pentru că mama și copiii stau într-un centru în care sunt asigurate toate condițiile, sunt o grămadă de specialiști care lucrează pe caz, iar el sunt liniștit acasă. Pentru că să știți că de obicei acești oameni nu sunt valorizați, nu vorbește nimeni cu ei. Adică li s-a pus eticheta, ușor punem etichete, ușor marginalizăm o persoană, dar cum să vă spun, sunt atât de speriați că de multe ori nu vor să lucreze. Sunt persoane, să știți, și de-a lungul carierei am întâlnit, care după ce am început să vorbim cu ei, să le explicăm de consecințele, mai ales asupra copilor de a crește într-un astfel de mediu abuziv, după ce am făcut mediere familială, familiile merg foarte bine și în ziua de azi.